Vă mărturisesc că începutul acestei conferințe a fost poate cel mai trist din toate conferințele pe care le-am ținut în viața mea și pentru faptul că venind spre voi, părintelui s-a făcut foarte, foarte rău. Nu știu dacă ați văzut, când am scos fețele de masă dintr-o pungă, părintele a ținut punga ca să vomite. Nu, părinte, stați jos, că eu mă simt... Mă simt tânăr. Bine, stați. Nu e nici să face genoflexiune. Deci părintele se simțea rău, a trebuit să oprim mașina în sine și mă gândeam ce cuvânt o să spună. Și eram stânjenit și de alt motiv, pentru că doamna Zoe Rădulescu tocmai vorbise cu duhovnicul ei, să vorbească duminică la biserică și mă gândeam că dacă o să-i fie rău, s-ar putea să se gândească, vai, de ce a insistat oarecum Danion să vorbească părintele și noi la biserică? Și mă gândeam că acum e momentul să vorbească părintele. Deci eu nu vă dați seama cum era un sfert de oră înainte să deschidă gura. Ne spusese chiar mai, știți, eu cred că nu o să mai vorbesc, o să zic la sfârșit câteva cuvinte. Și în primele secunde, cum a deschis gura, doamna Rădulescu a zâmbit și mi-am dat seama că era de zâmbit, că, domnule, într-adevăr, e puterea asta care i-a întărit în închisoare, îi întărește și acum. Da. Dar eram ca împăratul care cu unul crede, cu unul plânge, pentru că plângeam gândindu-mă că o să fie rău părintele și nu o să vorbească. Și mai mulți părinți și la Sfântul Munte mi-au zis, du-l peste tot, înregistrează-l tot timpul, pune-l, scoate-l așa la lumină și mă gândeam că vine aici și tace. Dar jumătate de față se bucura. De ce? Pentru că era prima oară în viața mea când, dați-vă seama, noi ne aflăm acum ca într-o poveste. Suntem lângă fiica lui Traian Trifan, unul dintre cei mai mari sfinți ai închisorilor. Suntem lângă fiica lui Gogu Puiu, unul dintre cei mai mari eroi ai neamului românesc. Suntem lângă părintele Valerian, încă în viață, așa că n-ar rost să spunem alte cuvinte, și lângă atâtea sfinte moaște. Deci dați-vă seama cum rânduiește Dumnezeu, ca în România secolului 21, cu atâtea tensiuni, nenorociri, fără de legi, care mai de care, noi avem istoria lângă noi, înțelegeți? Sunt ca niște flori, trebuie să întindem mâna și să le culegem. Părinte, vă rog din suflet să stați jos. Așa. Hai, păi, altfel îți scurtez cuvântul că sta destul în picioare. Deci, vă mărturisesc că eu trăiesc o poveste de când l-am cunoscut pe părintele Valerian. Unii poate ați fost și data trecută și l-ați auzit și atunci unele lucruri l-a repetat. Pe mine, eu l-am auzit zicând poate de 5-10 ori unele lucruri și m-a întrebat, dar nu te-ai plictisit? Și vă mărturisesc că nu m-am plictisit pentru că, deși le știu, pe mine nu mă interesează frazele respective, ci viața din spatele lor. Adică, pur și simplu, părintele îmi dă putere și l-am cunoscut când vreau să fac un film despre Sfinții Închisorilor. Încerc la 9:30 să termin cuvântul meu, dar până atunci să vă spun ce am pe suflet. Și ducându-mă să iau binecuvântare pentru filmul respectiv, aveam o poveste întreagă, dar îmi lipsa, culmea, al doilea personaj important. Un fost deținut politic. Pentru că mă gândeam, zic, băi, care să fie model? Pentru că cine i-a cunoscut? Și pe părintele Ilie Cătușe, și pe părintele Calciu, și pe părintele Iosif Pârvu. Cine i-a cunoscut? Nu știam pe niciunul care să-i strângă. Și mă duc să iau binecuvântare și părintele tocmai pleca de acolo. Eu aveam racla aceea mare și părintelui necunoscut, nu vreți să vă închinați? El se închină și zice, ăștia sunt frații mei. Cu ei am pătimit, cu părintele Cătușu, cu părintele Calciu, cu părintele Ostin. Mie nu venea să cred. Zic, părinte, eu mâine am o conferință la Piatra Neamț, la Târgu Jiu. Veniți cu mine? Pa, a vorbit cu cei care l-au dus să răda, a venit. Și, fiind alături de el, am rămas uimit cum a rânduit Hristos. Adică, cum a spus părintele Arsenie Boca, că tu o să fii trâmbița noastră. De când a început să vorbească, prin câte mănăstiri am fost cu el, prin câte oraș, oamenii au fost impresionați de puterea cuvântului lui și acum se împlinesc cuvintele părintelui Arsenie, pentru că el începe cu adevărat să-l mărturisească pe Hristos. Când cei care am iubit pe părintele Arsenie Papacioc, pe părintele Iosif Pârvu, pe părintele Adrian Făgețeanu, pe părintele Miha Dobzeu, ne plângeam că s-au dus, înțelegeți? Cam asta ne plângeam, pentru că acum 10 ani, când țineam conferințe prin centrul universitare, ce să facem, ce să facem? Spuneam, duceți-vă la părintele Iustin, duceți-vă la părintele Arsenie, duceți-vă, Și acum spun, citiți-le cărțile, vedeți materialele ei, dar nu mai e același lucru. Și vă spun că pentru mine e o minune că părintele trăiește și nu doar că trăiește, că mai are baterii. Că l-am și întrebat, coboram în Sfântul Munte Athos din capitală, din Carie spre Iviron, pe jos, și mergea mai repede decât unii din grupul nostru. Chiar dacă e adevărat, noi îi duceam bagajele. Dar oricum, la vârsta lui, să mergi mai repede decât oameni de 30-40 de ani e ceva. Și m-am gândit că Dumnezeu nu ne lasă. De asta, înainte de a face prezentarea cărților, cel târziu la 9:30, o să încep scurta prezentarea cărților, am să vă spun o poveste de suflet pentru mine, pentru că e povestea pe care am putut să o scriu, pentru că mi-a apărut al doilea personaj principal, Părintele Valerian. Așa că am să vorbesc despre modul în care încerc să aduc jertfa Sfinților Închisorilor în fața oamenilor de astăzi, care sunt dezinteresați, mare parte dintre ei. Și vă spun această poveste repede, cerându-vă să mă pomeniți în rugăciunile voastre, ca să pot să și scriu cum trebuie povestea pe care vă zic pe scurt. Ieri tocmai am încheiat varianta scurtă. Se cheamă Testamentul Sfinților Închisorilor. Începe cu o secvență dintr-o sală de proces în care un om urmează să fie judecat. Dar nu se dau prea multe detalii, e destul de confuză secvența respectivă și începe acum povestea propriu-zisă în care un om, căruia pe om îl cheamă Paul Crainic și soția lui, Claudia, a plecat în Germania, fiind săsoaică. Știți că pe vremea lui Ceaușescu sașii puteau să plece, erau cumpărați de statul german, unul dintre ei, și plecau. Și ea, când a plecat în Germania, nu știa că este însărcinată. L-a născut acolo pe Oscar, fiul lor. Iar personajul principal, Paul Crainic, își dorește cu nerăbdare să primească și el pașaportul pentru a pleca în libertate și la iubita lui familie. Când este chemat să subtitreze un film de propagandă comunistă. Filmul se cheamă Osânditul. E chemat la premiera filmului, el lucra în cinematografie. Filmul este extraordinar, aplauze peste aplauze, dar la premieră, scenaristul filmului, care scrisese și romanul cu același titlu, e mort de tristețe, e absent, e pur și simplu, are o atitudine total nepotrivită față de momentul de bucurie, că ar fi trebuit să fie în culmea gloriei. Îi se face cunoștință lui Paul cu scenaristul respectiv, Ștefănescu, îl cheamă la masă să sărbătorească împreună și la masă Paul află că povestea după care s-a făcut filmul este de fapt povestea unui partizan. Și omul are o dramă lăuntrică. Cum să plece el din țară după ce subtitrează un film de propagandă comunistă? Și nu că e doar un film de propagandă comunistă. E un film care falsifică istoria. Pentru că Ștefănescu ținea neapărat să se răzbune pe partizani, întrucât tatăl ei, fiind pădurar în Făgăraș, murise într-un conflict armat dintre securitate și partizani. Și rămânând fără tată la o vârstă fragedă, căutase ani de zile cum să se răzbune pe partizani. Pentru el, securiștii și comuniștii erau cei buni, partizani erau cei rei și acum găsise mijlocul, falsificând pur și simplu o poveste de dragoste foarte frumoasă și făcând romanul și filmul Osânditul ca o armă de promovare a comunismului. Și omul trece printr-o dramă. Eu vreau să mă duc la libertate. Dar cu ce preț mă duc la libertate? Însă își dă seama că nu are puterea să renunțe la subtitrerea respectivă. Trebuia să traducă filmul în engleză, pentru că Ceaușescu vrea să-l trimită la Oscar. Poate că știți, România a trimis multe filme la Oscar, dar în ultimii ani, înainte de 89, au renunțat să mai trimită pentru că nu se calificau nici măcar pe lista scurtă filmele trimise. Și omul are o dramă, nu știe ce să facă, până când se întâlnește cu, la lift, în blocul în care locuia, cu un fost deținut politic, un părinte Valerian Olteanu, s-ar putea sau o să văd ce nume de familie are, acest părinte Valerian care îl vede foarte trist, foarte frământat și spune că stresul îl poate îmbolnăvi. Și îl cheamă să stea de vorbă Și omul își deschide sufletul în fața părintelui și întreabă: părinte, ce să fac? Că dacă subtitrez filmul în engleză, o să mă apese conștiința toată viața mea. Dacă nu îl subtitrez, renunț la întâlnirea cu soția și copilul, pentru că n-am să mai primesc pașaportul. Și părintele Valerian, fost deținut politic, nu-i spune nici să faci asta, nici să faci asta. Dar zice: uite, noi, de fiecare dată când am fost puși în fața unei încercări, de fiecare dată, noi am ales crucea, nu compromisul. Și părintele Valerian, din roman, îi povestește cele mai frumoase întâmplări din Patericul Închisorilor Comuniste. De mulți ani vreau să scriu Patericul Închisorilor, dar am să-l prezint pentru început în acest roman. Cu toate că Paul Crainic e fascinat de ceea ce aude, consideră că foștii deținuți politici erau din alta luată, în timp ce el nu avea stofă de martir. Și se apucă să lucreze la subtitrare. Părintele Valerian se internează în spital și moare. Înainte de a muri, părintele Valerian apucă să-i dea crucea pe care o purta la gât și să-i vorbească despre faptul că testamentul lor, testamentul Sfinților Închisorilor, este că te poți sfinți indiferent de greutățile și de vremurile în care trăiești. Și el îl vede pe părintele Valerian murind, numai că după moarte, fața părintelui Valerian se schimbă. Eu am avut un duhovnic cu viață sfântă, despre care am tot amânat să scriu mai multe, pentru că sunt într-o situație foarte delicată. Și anume, a spus că eu sunt urmașul lui duhovnicesc și e foarte delicat să scrii despre un părinte care a făcut atâtea minuni. Ei bine, acest părinte, după ce a murit, a început să-i se schimbe fața. Părintele, când vorbea, se făcea obrajii, se înroșeau așa, avea o anumită expresie. Când vorbea despre Hristos, îi se făcea fața într-un anumit fel. Ei bine, când a murit, după moarte, a început să-i se schimbe fața exact ca atunci când era viu și vorbea despre Hristos. Cum să vă spun, îmi venea să strig, să-i facă poze, că eu nu vreau să-i fac poze, mi era rușine, dar era un mort la care vedeai că se schimbă fața, ca la părintele Iosif de la Vatoped. Dacă ați văzut filmările, așa s-a întâmplat aici, numai că părintele fusese pus în sicriu. Am auzit că s-ar fi și ridicat în timpul nopții în sicriu, dar întrucât n-am văzut cu ochii mei, nu sunt convins de acest lucru, dar făcuse multe minuni și fața lui după moarte vorbea despre Hristos. Ei bine, în romanul meu, personajul principal, văzând cum se schimbă fața părintelui, înțelege că părintele a biruit moartea. Și înțelege că toți suntem chemați să biruim moartea. Chiar înainte să moară, părintele îi vorbise despre părintele Gheorghe Calciu Dumitrescu, pentru că predicile părintelui Calciu, cele 7 cuvinte pentru tineri, avuseseră faimă în București ultimilor ani ai comunismului. Dar ceea ce îl șochează pe personajul principal este să afle că părintele Calciu a fost torționar. Fiți puțin atenți, că nuanța este importantă. Una e părintele Calciu, un preot răvnitor, iubitor de Hristos, să țină 7 cuvinte împotriva comunismului și să ajungă la închisoare, după ce trecuse prin primele închisori, în prima parte a vieții lui, și alta e ca un torționar care ajunge la Pitești, mâna dreapta lui Țurcanu, și care ajunsese în închisoarea Pitești tocmai pentru a răspândi reeducarea. Deci, unul care fusese poreclit, diavolul, îngerul căzut cu ochii albaștri. Am mai spus asta. Asta era porecla. Îngerul căzut cu ochii albaștri. Adică, mai peșleau, dracul cu ochii albaștri. Deci unul care a clacat, unul care a fost îngenunchiat și știe ce înseamnă îngenunchierea, unul ca ăsta să ajungă să zică 7 cuvinte pentru tineri. Voi înțelegeți? Zice Sfântul Traian Gorodeau că darul de a răbda suferințele este mai mare decât darul de a învia morți. Păi, părintele Calciu, care fusese îngenunchiat, l-a mărturisit din nou pe Hristos. Adică, înțelegeți, unul care a fost reeducat, cap al reeducării, mâna dreaptă lui Țurcanu, să nu se teamă. Să nu se teamă că urma să fie băgat într-un regim de detenție care putea să fie mult mai dur decât Piteștiul. Vă dați seama? E o minune. E o minune. Și minunea asta îl șochează pe Paul Crainic când o povestește bătrânul, dar tot nu are puterea să-i schimbe viața. Și că moare bătrânul imediat, atunci ăsta nu mai poate trăi în compromis. Pentru că înțelege că e chiar abirit moartea. Vede pe trupul bătrânului care să moaște vii, cum a fost Părintele Iustin, Părintele Izvorului Mir, după moarte. Așa și bătrânul respectiv, prin sfintele lui moaște, îi vorbește. Și ăsta se duce acasă și zice nu. N-am să predau subtitrarea. Eu nu pot să mă fac părtaș la cei care falsifică istoria. Și se duce acasă hotărât să nu mai predea subtitrarea, numai că noaptea visează ceva, ultima secvență din film. Acum să vă mai spun câteva detalii, că tot încerc să scurtez povestea, dar totuși, dacă sar unul la mântă, nu o să înțelegeți. Când s-a întâlnit cu Ștefănescu, cu autorul romanului, și acela i-a spus că, de fapt, romanul a pornit de la povestea unui partizan, că fratele meu securist a găsit un moș partizan care avea două manuscrise, i le-a confiscat, moșul a murit de inimă pe loc, un manuscris era despre politica anticomunistă, unul era povestea unui partizan. Ia manuscrisul, Ștefănescu îl schimbă, dar la întâlnirea cu cel care urma să subtitreze filmul, Ștefănescu îi mărturisește că avea coșmare în care vedea ultima secvență din film, în care personajul principal era ucis și scria vom birui, iar Ștefănescu, văzând filmul, a înțeles că dacă s-ar afla că povestea reală e despre un partizan și că el dar mutase acțiunea din anii 50, în anii 43, păstrând restul datelor, povestea de dragoste și toate celelalte, deci dacă s-ar afla că, de fapt, povestea comunistă plagiază o poveste reală, atunci toată cartea și tot filmul se poate întoarce împotriva lor, înțelegeți? Adică adevărul iese la iveală. Și asta îl șochează pe Ștefănescu, care și are coșmare în care vede ultima secvență din film și cel care strigă vom birui, nu e comunist, ci e partizanul. Înainte de moartea părintelui Valerian, există două momente cheie. Mai întâi, personajul principal, Paul Crainic, vede o comedie tradusă de vocea aceea Irina Nistor, care poate știți traducea filmele pe casete video și care schimba uneori, în loc să folosească termeni preciși, mai rotunja așa anumite formulări, anumite expresii prea vulgare, dar alte ori, din cauza grabii cu care traducea, scăpa jocuri de cuvinte și el, văzând filmul tradus de Irina, în traducerea Irinei Nistor, înțelege cât de importantă este o subtitrare. Cum o subtitrare poate rata un film, dacă e subtitrarea proastă. După care, în altă zi, tot înainte de moartea părintelui Valerian, și povestea mea, paranteza mea despre această poveste se apropie de sfârșit, vede un film de arte marțiale chinezesc, dar le vede la bulgari. Și cum nu înțelege subtitrarea în limba bulgară, nu înțelege care sunt personajele bune, care sunt personajele rele. Și până la sfârșitul filmului crede că buni sunt unii și de fapt la sfârșitul filmului înțelege că personajele negative erau cele pe care le considera pozitive și invers. Și își dă seama că dacă un om vede un film într-o limbă străină despre care nu știe nimic, subtitrarea îi explică povestea. Și dacă, de exemplu, vede un film polițist în care într-o singură replică apare numele real al criminalului, dar schimbi replica aia și înlocuiești numele cu numele altui personaj, tot filmul se schimbă de la o replică. Înțelegeți? Deci vezi un film întreg și o singură dată apare menționat numele criminalului. Dar dacă replica aia schimbi numele cu altui personaj, tot modul în care ai văzut filmul se schimbă. E așa sau nu e așa? Așa e. Bun. Și după moartea părintului Valerian, când vine acasă hotărât să nu predea subtitrarea, vede și el ultima secvență din film, îl vede pe partizan murind, îl văzuse și când i se ceruse să facă subtitrarea, numai că lângă el îl visa pe Ștefănescu, pe autorul romanului. Numai că acum îl vede pe partizan murind și lângă el pe părintele Valerian. Și dacă prima oară îl visase privindu-l cu ochi supărați, cu mâhnire, acum îl vede pe partizan strigând vom birui cu bucurie, ca și cum ar fi în fața unor prieteni. Și atunci își dă seama că asta e cheia. Schimbă subtitarea filmului și face dintr-un film comunist un film al rezistenței anticomuniste. Pentru că dacă văd americanii pe un ecran cum niște soldați fugăresc pe unul și îl împușcă, poți să le zici că soldații sunt securiști care fugăresc un partizan, cum era povestea reală, sau poți să le zici că ăla fugărit e ilegalistul comunist pe care îl urmărește poliția lui Antonescu. Și el are de schimbat doar câteva replici, numai că cel care vede înțelege istoria așa cum e. Schimbă subtitrarea, are curajul de a face asta și își asumă că nu o să-și mai vadă nici soția, nici copilul. Știa însă doar că cel care trebuia să verifice subtitrările fusese pensionat și în locul lui venise fiul unuia din partid care făcuse facultatea de filologie pe pile și care era bâtă la engleză și care aproape sigur nu va verifica subtitrarea. Deci el se bazează pe faptul că filmul are șanse să ajungă la Oscar, predă subtitrarea și aici se termină partea din carte care are ca titlu Testamentul Sfinților Închisorilor și începe învierea. Pentru că în ultima parte a cărții începe corespondența dintre el și duhovnicul părintului Valerian, care începe să-l învețe viața creștină, îl învață să se roage, etc. Sper să nu vă zic toată povestea, cert e că în lunile de tensiune în care își așteaptă pașaportul, duhovnicul părintului Valerian îl crește în viața duhovnicească, îl crește pe calea rugăciunii lui Iisus și sfârșitul e așa. Personajul principal, Paul Crainic, pleacă la familie, filmul ajunge pe lista scurtă de la Oscar, pe 19 februarie s-a dat lista scurtă, află cei de la partid și jubilează, voiește presa românească, primul film românesc calificat pe lista scurtă de la Oscar, după care a doua zi ambasadorul american la București sună la guvern și întreabă de ce voiește presa americană? Cum ați putut trimite un film anticomunist? Pentru că așa fusese receptat și aici se încheie povestea, după care continuă procesul. Când vezi secvențele de proces de la începutul cărții, ești tentat să crezi că Paul Crainic o să fie prins de comuniști și că filmul nu o să ajungă la Oscar. Când începe procesul, îți dai seama că Paul Crainic este judecat nu în ultimii ani comunismului. Este judecat în secolul 21, la bătrânețe, pentru cărțile de mărturisire creștină pe care le-a scris. Și chiar prima carte care a fost tipărită, jurnalul lui, ultimul caiet, cu povestea, cu subtitrarea, cu moartea părintele Valerian, cum l-a schimbat Sfinții Închisorilor, era prima carte care a deschis seria cărților lui, el e judecat că e incorect politic. Și mai mult, procesul începe vrând să fie dat în vileag ca un ticălos care a inventat povestea unui partizan care nu există. Pentru că în anii 90, revenind în țară, Paul Crainic căutase să afle cine e partizanul, căutase toate poveștile din Făgăraș și nu-l găsise. Și i-a acuzat, domne, tu ai falsificat traducerea unui film ca să-ți faci un nume în străinătate. Ștefănescu s-a sinucis din cauza ta. Tu porți povara unui om de ce? Ca să faci pe marele deștept care spune lucrurilor cum vrea el, dar mințind. În timpul procesului, o doamnă în culori închisă la culoare, fiica lui Ștefănescu, vine și dă textul manuscrisului. Pentru că tatăl ei nu arsese manuscrisul cum spusese, manuscrisul se păstrase și înainte de a muri Ștefănescu scrisese pe el. A invins Galilene, cum a zis Iulian Apostatul, înainte de a muri, înțelegând că a fost biruit de Hristos. Și în proces, chiar în timp ce se desfășoară procesul, el vede că partizanul pe care îl căuta nu era în Făgăraș, și era din Haiducii Dobrogei, din gruparea lui Gogu Puiu și de asta nu-l găsise. Și fiica lui Ștefănescu, dându-i manuscrisul, ajunge să-l cunoască pe erou, după nume și după chip, pentru că îi vede fotografia la sfârșitul cărții. Deci am simțit nevoia și simt nevoia să dau această mărturie, Pentru că eu cred că dacă noi iubim cu adevărat, o să pătimim. Adică, pe părintele Valerian, realul acum, l-a ținut în perioada comunistă și faptul că părintele Arsenie Boca și părintele Ioan Iovani au zis comunismul se va sfârși, o să fie o perioadă de înflorire a credinței, după care el o să vină prigoana. Și părintele se ducea să scoată oameni din sârmă, salvându-le viețile celor care clacau, care voiau să se sinucidă, că nu mai restau din cauza torturilor și pe unii a și reușit să-i convingă să nu se sinucidă. A avut credința aceasta puternică că fiara comunistă va cădea și a căzut. Numai că vremurile de prigoană se apropie. Și eu chiar mă gândeam azi, când am ajuns la mănăstire la Cornu, le povestea cuvântul Maicii Mihaela de la Vladimirești, că și dacă vor smulge hălci de carne din trupurile voastre, să nu vă lepădați. Și părintele le spunea lucrurile astea și mă gândeam că poate peste 20-30 de ani, unii o să-și aducă aminte de părintele, cum le spunea, să nu se lepede orice s-ar întâmpla și acum își aduce el aminte de Maica Mihaela. Adică, dacă suntem sinceri, trebuie să ne dăm seama că această lume îl va răstigni încă o dată pe Hristos. Și trebuie să nu ne fie teamă. Pentru că ei au biruit. Ei au biruit și de asta au izvorât moaștele lor de atâtea ori mir. Ei vor să ne vorbească, să înțelegem că nu au murit degeaba. Normal era ca astăzi să ne putem închina în biserică la icoana Sfântului Traian Trifan. Nu să fie o doamnă ciudată în Brașov, care a fost fiica unui ținut politic, despre care îmi zic că e sfânt. Stați puțin că nu e tatăl ei. Este Sfântul Bisericii noastre. Noi ar trebui să-i cerem ajutorul și să-i simțim ajutorul. Pentru mine vă spun că a fost o minune văzut pe părintele cum s-a schimbat. Aici când a vorbit era praf, praf, praf. Și m-am gândit, zic, uite cum lucrează sfinții, că acum trebuiau să lucreze. Pentru că noi suntem slabi și suntem neputincioși și avem nevoie de cuvinte vii. Noi nu mai suntem la măsura la care să citim o carte și să ardă noi focul duhovnicesc. Noi ne stingem foarte repede, suntem slabi, suntem cârpe. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Noi oarecum nu mai suntem din stofa lor. Cum îi spunea un episcop, eu n-am stofă de martir, voi faceți ce vreți. Dar aveți grijă că vă paște închisoarea. Ori noi trebuie să ne vedem slăbiciunea și să zicem, Doamne, noi nu avem stofă de martir, dar fă-ne ai Tăi. Când am fost acum cu părintele în Sfântul Munte Athos, eu îmi doream de mulți ani să ajung în zona puznicească, în cea mai aspră zonă, în care se duce mâncarea pe sfori din astea întinse. E o zonă în care se ajunge foarte greu, se trăiește și mai greu. Și în sfârșit, grupul cu care merg eu ajungea acolo. Când am auzit că vine și părintele Valerian, era imposibil să ajung în zona aia, se merge foarte, foarte greu. Și regretam oarecum, mă gândeam, uite, o să mă duc cu părintele Valerian, el o să se folosească, el se va folosi, eu mai puțin, dar încercam să mă convin că, lasă, asta e, acum o faci pentru aproapele tău. Dar vă mărturisesc că atâtea mângâieri duhovnicești, atâtea bucurii duhovnicești câte am avut în acest pelerinaj, nu știu dacă, am fost de vreo 15-20 de ore în Athos, nu știu dacă aș aduna la oaltă toate pelerinajele și aș pune pe cântare acest pelerinaj. Adică, Dumnezeu a lucrat, cred că și pentru rugăciunile părintului Valerian, și vă spun asta ca să aveți nădejde că Hristos vrea să vină în inimile noastre. Adică, să vă dați seama că Evanghelia este vie. Și să nu vă lăsați întristați și amărâți de faptul că vedeți că poate foarte mulți, chiar dintre cei care merg la biserică, trăiesc după înțelepciunea lumii acestea, sunt uscați, sunt ofiliți, morți. Să încercați să căutați în viețile sfinților, în viețile noilor mucenici și mărturisitori, în filmările care există cu sfinții secolului 20, dar și între cei care mai supraviețuiesc, cum e părintele Valerian, să găsiți puterea să trăiți altfel. Să știți că Hristos vrea să ne facă eroii Lui. Și e o șansă, poate. Unii, poate nu-ți dau seama, mai mare chestie, că suntem cu doamna Trifan, cu doamna Rădulescu și cu un părinte bătrân care se simțea și la o conferință. Dar lucrurile nu sunt întâmplătoare. Deci știți că dacă părintele se apuca acum să vă dea 5.000 de euro la fiecare, sunt convins că erați foarte, foarte fericiți. Pentru că vă duceați acasă și puteați să vă uitați la ce v-a dat. 5.000 de euro, vă dați seama? 5.000 de euro! Extraordinar! E, dacă ați avea ochi să vedeți în inimă ce ne-a dat Părintele în seara asta, ați înțelege că Dumnezeu v-a întins mâna, v-a dat niște talanți pe care trebuie să-i înmulțiți, trebuie să-i folosiți. Nu sunteți foarte mulți aici. Dacă venea un fotbalist celebru sau un cântăreș celebru, se stătea în picioare, se stătea și afară. Unul, dacă unul singur vrea să schimbe viața și vrea să înțeleagă că nu există mântuire fără cruce, pentru acela unul au venit aici și Sfintele Moaște, și Părintele Valerian, și doamna Zoe Rădulescu. Unul singur. Înțelegeți? Dar acest unul singur biruie lumea. Puterea noastră nu stă în număr. Părintele Arsenie Papacioc avea un cuvânt, cred că unii îl știți. Și când sunt singur, suntem prea mulți. Acum, cuvântul ăsta îl pot zice oamenii mândri, oamenii siguri pe ei, mamă ce tare sunt, mă rup în scheme, îmi fac icoană singur și gata. Numai că Părintele Arsenie Papacioc îl spunea în alt duh. Și când sunt singur, eu sunt singur cu Hristos. Suntem prea mulți. Pentru că sunt zeci și sute de mii de sfinți, de îngeri, alături de noi. Deci dați-vă seama, numai acum aici sunt atâția sfinți alături de voi. Să mă uit la ceas, am 4 minute în care voi încheia și încep repede prezentarea cărților. Ei bine, pentru că ei sunt alături de noi, trebuie să fim și noi alături de ei. E ca o poveste de dragoste. Eu nu găsesc o altă comparație mai potrivită pentru legătura dintre noi și sfinți decât dragostea dintre soț și soție. Așa cum ne iubim soțiile, soții, copiii, așa trebuie să iubim pe sfinți, așa trebuie să ne simțim ai lor. Și dacă vom fi ai lor, atunci doamna Traian Trifan trebuie să ne invidieze. Că o să zic, ia uite mă, eu sunt fata tatălui meu și ei sunt mai fi ai tatălui meu decât sunt eu. Să nu vă spărați pe mine. Dar în realitate, la asta suntem chemați. Doamna Zoe Rădulescu trebuie să ne invidieze și să zică, băi, ăștia au inimi de haiduci și sunt mai ai tatălui meu decât sunt eu. Ei pe toți, sfinții închisorilor, dar și eroi neamului, vor să ne înfieze. Cum zicea Radu Gyr, cred în sfinți, dar și în voinici. Cred în flori și în cremeni, căci tăcuții mucenici, cu haiducii și gemeni. Încheie aici? Vreau să adaug ceva. Da, zi. Vedeți dumneavoastră,